Bine, v-am găsit la o nouă lecție de pregătire pentru examen. Astăzi aș vrea să continuăm recapitularea părților de vorbire și să discutăm încă trei alte părți de vorbire. Vom începe cu adjectivul, vom continua cu adverbul, apoi numeralul. Adjectivul. Adjectivul poate fi propriu-zis, adică mașină roșie. Și este adjectiv propriu-zis sau adjectiv provenit. Și adjectivele sunt provenite din verbe la participiu. De exemplu, a înflori este verbul, participiul înflorit, pomi înfloriți. Vedeți că se acordă ce fel de pomi înfloriți. De asemenea, verbe la gerunziu sunt mai rare acestea. De exemplu, plăcintă aburindă. Observați terminația ind de gerunziu și se acordă, da? Gerunziu acordat și mai rar adjective provenite din adverbe. De exemplu, oameni bine. Bine este de obicei adverb. Aici, prin conversiune, devine adjectiv pentru că stă pe lângă un substantiv. Adjectivul se acordă, așa cum spuneam și mai devreme, se acordă în gen, număr și caz cu substantivul. Asta înseamnă că preia cazul substantivului. Bun. Adjectivele pot îndeplini următoarele funcții sintactice. Și o să discutăm acum și cazurile. Adjectivul poate fi atribut. Atribut adjectival. Și vă dau câteva exemple. De exemplu, copilul harnic este acela. Harnic este adjectiv propriu-zis. Se acordă cu substantivul copilul în gen, număr și caz. Înseamnă că o să aibă același gen, același număr și același caz ca și substantivul. Da? Aici copilul este acela, este subiectul în nominativ. Înseamnă că harnic, adjectivul harnic, o să stea tot în cazul nominativ și are funcția de atribut. Vă mai dau un exemplu. Am vorbit cu elevul harnic. Harnic, adjectivul propriu-zis, se acordă cu substantivul elevul. Elevul, vedeți, stă în cazul acuzativ pentru că e însoțit de prepoziția cu, care e specifică acuzativului. Și atunci harnic o să stea în acuzativ. Da? Ați înțeles de ce? Pentru că se face acordul. Se acordă în gen, număr și caz cu substantivul. Și este atribut. Atributul adjectival poate să adjectivul, pardon, poate să îndeplinească și alte funcții sintactice. Poate fi nume predicativ. Și când este nume predicativ, întotdeauna stă în cazul nominativ, pentru că se acordă cu subiectul. De exemplu, el este harnic. Dacă o să spun ea, ea este harnică. Vedeți? Se face acordul cu subiectul. Harnic este nume predicativ, verbul a fi copulativ, nume predicativ, în cazul nominativ. Și ultima funcție sintactică, adjectivul poate fi și circumstanțial de timp. Sunt mai puține exemple de tipul acesta și un exemplu ar fi de mică cântă la pian. Mică este un adjectiv propriu-zis de când cântă la pian, de mică. Aici adjectivul este circumstanțial de timp. Șterg tabla și discutăm gradele de comparație ale adjectivului, pentru că și pe acestea trebuie să le știți foarte bine pentru examen. Să las doar exemplele de jos și scriem grade de comparație. Există adjective, înainte să le scriem, care nu au grade de comparație. De exemplu, adjectivul perfect sau superior sau inferior sau complet, unic.
Aceste cuvinte reprezintă deja, ele însele reprezintă, sunt superlative și atunci nu putem să avem, nu au grade de comparație. Să fiți atenți la aceste cuvinte pentru că puteți avea la exercițiul 7, de exemplu, o formulare de tipul cel mai optim sau cel mai superior, da? Sau, știu eu, foarte complet. Acestea reprezintă, sunt pleonasme și atunci trebuie să le corectați. Grade de comparație. 1. Pozitiv. Este forma adjectivului, de exemplu, înalt. 2. Comparativ. Comparativul îi spune și numele, compară. Încercați să le rețineți logic, să vă fie mai ușor. Comparativul poate fi de inferioritate, și le scriem imediat formele, de egalitate și de superioritate. Comparativul de inferioritate, imaginați-vă două persoane. Da? Imaginați-vă că aici sunt eu și mai este cineva, da, mai înalt decât mine. Cum o să spun? Eu sunt mai puțin înaltă decât celălalt. Vedeți? Deci comparativul de inferioritate va fi așa, mai puțin înalt. Comparație. Sunt comparate două persoane. De egalitate. Dacă eu sunt la fel de înaltă cu cine, la fel de înaltă ca celălalt, o să spun la fel de înalt sau tot așa de înalt sau tot atât de înalt. Deci la fel de înalt și de superioritate, cealaltă persoană care ți-am spus că e atât, este mai înaltă decât mine. Mai înalt. Inferioritate mai puțin, la fel de, tot așa de, tot atât de, și mai înalt pentru comparativul de superioritate. Superlativul, al treilea și ultimul grad. Superlativul poate fi relativ și relativul este de superioritate și de inferioritate. Și superlativul absolut. Și el la fel de inferioritate și de superioritate. Superlativul relativ de superioritate. Aici cei mai mulți copii aici greșesc pentru că uită cum se formează superlativul relativ cu cel mai înalt. De inferioritate, cel mai puțin înalt. Superlativul absolut de inferioritate, foarte puțin înalt. Superlativul absolut se formează cu foarte și dacă e inferioritate, puțin. Și superlativul absolut de superioritate, foarte înalt. Există și alte mijloace de redare a superlativului absolut de superioritate. O să aștept abia și o să scriem și o să discutăm câteva dintre aceste mijloace. Cu siguranță le cunoașteți pe multe dintre ele și cu siguranță le folosiți, pentru că sunt folosite acestea. Alte mijloace de redare a superlativului. Superlativului absolut de superioritate, la asta mă refer. Și putem să redăm cu alte adverbe, cu adverbe. De tipul extrem, extrem de înalt și cu prepoziția de sau prea înalt. Da? Prea, adverbul prea sau extraordinar de. De înalt. Sau cu expresii de tipul din calea afară. Din calea afară de harnic, de deștept. Sau cu substantive care au valoare adverbială. Sigur ați auzit, este frumoasă foc. Aici foc are valoare adverbială. La fel, adverbele
Ce? Și cât? Ce frumoasă! Ce frumoasă sau cât de frumoasă sunt la superlativ absolut. Se pot forma superlative și cu ajutorul sufixelor și mai rar sufixe, mai frecvent prefixe. De exemplu, hiper, ultra, mega. Deci cu prefixe sau sufixe. Un sufix este isim, rarisim. Rarisim reprezintă, este un superlativ absolut. Sau prin repetarea, reluarea adjectivului. Reluarea adjectivului. Dacă spun, de exemplu, este înalt, înalt, cu cratimă între ele. Sau dacă un sunet este repetat, de exemplu, e înalt, 3 de A. Înseamnă că e foarte înalt și iarăși este superlativ absolut. Toate aceste mijloace reprezintă alte mijloace de exprimare a superlativului absolut. Aceste grade de comparație se formează la fel și pentru adverbe. Nu o să le mai scriem la adverb. Am văzut așadar la adjectiv tipurile de adjective. Am văzut că acestea se acordă în genumă și caz cu substantivele. Atenție, preiau cazul de la substantiv, adjectivele preiau cazul substantivelor. Am văzut funcțiile sintactice ale adjectivului și am văzut și gradele de comparație ale acestuia și am terminat cu adjectivul. Vedeți că nu e greu deloc. Șterg tabla și trecem mai departe la adverb. Și aici e foarte ușor. Adverbul este o parte de vorbire neflexibilă. Asta înseamnă că nu-și schimbă forma după... Nu-și schimbă forma. Adverbul stă pe lângă verb. Înseamnă că întrebăm pentru adverb, o să întrebăm verbul, da? Sau un adjectiv. Dar adverbul stă pe lângă verb. De aici vine și numele adverb, pe lângă verb. Este o parte de vorbire neflexibilă. Adverbele pot fi de loc, de timp și de mod. Și discutăm aici puțin și adverbele relative, care sunt elemente de relație pentru propoziții subordonate. Și o să dăm câteva exemple pentru fiecare. Adverbe de loc. Aici, acolo, pretutindeni, acasă, este adverb de loc. Adverbe de timp. Acum, ieri, cândva, întotdeauna, mâine și așa mai departe. Vedeți, sunt adverbe de timp care se formează, adverbe care se formează prin compunere. Cândva este compus, întotdeauna este compus, acasă este compus. Adverbe de mod. Bine, așa, astfel, altfel, aidoma și așa mai departe. Asemenea. Și adverbe relative sunt următoarele: când, unde, cum, cât. Adverbele acestea relative, să țineți minte, rolul lor este acela de a introduc propoziții subordonate, adică marchează un raport de subordonare. Când o să întâlnim aceste cuvinte într-o frază, când, unde, cum, cât, știm că o propoziție începe cu cuvântul acesta, cu unul dintre ele sau dacă sunt mai multe. Dacă îl vedem pe când, știm că acolo începe propoziția secundară. Începe cu adverbul relativ când. Adverbele, spuneam mai devreme, nu schimbă forma, după că sunt neflexibile, dar adverbul stă pe lângă verb. Funcții sintactice. Adverbele pot fi circumstanțial, de loc. De exemplu, am mers acolo. Unde am mers? Acolo. Circumstanțial de loc. Vedeți? Am întrebat verbul. Circumstanțial de timp. De exemplu, mâine mergem la film. După examen, da?
Când mergem la film mâine, circumstanțial de timp și circumstanțial de mod. De exemplu, scrie bine. Cum scrie bine? Circumstanțial de mod. Adverbele pot fi, și aici trebuie să fiți foarte atenți, să rețineți funcția aceasta sintactică, pentru că am văzut-o într-unul din testele de antrenament, într-unul din primele teste de antrenament, pot fi și atribute, atribut adverbial. Când adverbul îndeplinește funcția de atribut adverbial, ca să fie atribut, trebuie să stea pe lângă un substantiv, trebuie să întrebăm substantivul. Și întotdeauna o să fie însoțit de o prepoziție. O să vă dau câteva exemple. De exemplu, fata de acolo este prietena sa. De acolo. Vedeți prepoziția de? Și întrebăm, care fată? Ce fată? De acolo. Este atribut. Exprimat prin adverb. Atribut adverbial. Un alt exemplu. Programul de mâine este încărcat. Mâine, adverb de timp. Care program? Ce program? De mâine. Observăm iarăși prepoziția de mâine pentru că întrebăm substantivul, este atribut, atribut adverbial. Și ultima funcție sintactică, o să știu de aici de sus, când intră în componența structurilor verbale impersonale, adverbul poate fi și nume predicativ. Și scriem ultima funcție sintactică, nume predicativ. Și o să scriu aici în paranteză, în expresii verbale impersonale. De exemplu, este bine să citești. Bine, cuvântul bine aici este adverb. Verbul a fi ecopulativ, bine este adverb, împreună formează, bine este adverb cu funcția de nume predicativ și împreună formează predicatul nominal. Dar nu e adjectiv pentru că nu există un substantiv cu care să se acorde. Ștergem tabla. Gradele de comparație ale adverbului, încă o dată, sunt exact aceleași ca la adjectiv. Și atunci nu le mai scriem, pentru că nu e absolut nimic diferit. Și trecem mai departe la următoarea parte de vorbire pe care o recapitulăm astăzi, numeralul. Numeralul poate fi cardinal, arată un număr, de exemplu 4, 15, sau ordinal și arată ordinea obiectelor. Primul, al treilea și așa mai departe. Al treilea. Numere și ordinea obiectelor în numărare. Trebuie să fiți atenți la scrierea numeralelor cardinale peste 10, 11, 12, 13, 14, 5, 15, 16, 17, 18. Aici se greșește de multe ori. 18. Nu 18, 18, 18, cum auzim tot felul de variante. 18, 19, 20. Haideți să vedem și valorile. Numeralul poate avea trei valori. Valori morfologice. Valoare pronominală. Haideți să începem cu valoarea adjectivală. Valoare adjectivală. Când se acordă cu un cu un substantiv și se comportă ca un adjectiv. De exemplu, două fete. Două fete au venit. Vedeți? Două se acordă cu substantivul fete și îndeplinește funcția de atribut. Se comportă exact ca un adjectiv. Când avem numere mai mari, de exemplu 22, o să apară după numeral, o să apară prepoziția de 22 de fete, 23 de băieți. Dar, în continuare, aceste numerale au valoare adjectivală.
Numeralele cu valoare adjectivală se acordă în gen, număr și caz cu substantivul. Valoare pronominală când numeralul ține locul unui substantiv. Și aici o să vedem câteva funcții sintactice. Aici avem de-a face cu un atribut. Pronominale, de exemplu, doi au sosit. Vedeți? Numeralul 2, numeralul cardinal, ține locul unui substantiv, adică ei, oamenii, au sosit. Cine au sosit ei? Subiect, în nominativ. O să vedem imediat și funcțiile sintactice ale numeralului cu valoare pronominală și valoare substantivală. Valoare substantivală au numeralele pe care le folosim la matematică. Da? De exemplu, 2 înmulțit cu 2 fac 4. Înmulțit cu 2 fac 4. Și aici avem 3 numerale cu valoare substantivală. Sau când, pentru a identifica mijloace de transport în comun, de exemplu, sau da, autobuzul 102, tramvaiul 10, sectorul 3, sectorul 2. Acestea sunt toate numerale cu valoare substantivală. O să șterg tabla și discutăm funcțiile sintactice ale numeralului cu valoare pronominală. Pentru că poate îndeplini mai multe funcții sintactice, în general funcțiile substantivului. Pentru că ține locul substantivului. Și vă spuneam și la cealaltă pregătire. Atunci când un cuvânt înlocuiește substantivul, înseamnă că are funcțiile substantivului. Bun, 1. Primul enunț. Întrebările despre 2. Despre doi dintre ei sunt bune. Despre doi. Ne gândim ce funcție sintactică are. Le scriem pe toate și apoi le discutăm. 2. La franceză, el este primul. Primul. 3. 22 au mers în excursie. 22. 4. Am stat la mare 3 zile. Iar în a patra, se înțelege că în a patra zi, am plecat. Mă interesează a patra. Sigur, puteți să discutăm și pe 3. 5. Am mers la 3-lea. La al 3-lea. 6. Desenează ca primul. Primul. 7. Mă gândesc la 3 dintre ei. 8. L-am văzut pe al doilea. Pe al doilea. I-am 9. I-am adus cărți primului. Și ultimul enunț. Ideile primului, 10. Primului. Mi-au plăcut. Și acum să vedem funcțiile sintactice. Cu ocazia aceasta repetați și funcțiile sintactice ale substantivului, pentru că cele mai multe sunt și aici. Întrebările despre doi dintre ei sunt bune. Care întrebări? Ce întrebări? Am întrebat un substantiv și dacă întreb un substantiv, înseamnă că avem de-a face cu un atribut. În cazul acuzativ, mă uit la prepoziția despre și știu că e prepoziție specifică a acuzativului. La franceză, el este primul. Văd verbul a fi. Dacă vedeți verbul a fi, întotdeauna întrebați-vă ce valoare are. Aici este copulativ. El este primul. Și atunci primul este nume predicativ în cazul nominativ. Împreună cu verbul este, formează predicatul nominal.
3. 22 au mers în excursie. Cine au mers în excursie? 22. Întotdeauna când aveți un enunț și vi se cer funcții sintactice sau vi se cere orice parte de vorbire, întotdeauna localizați predicatul. Uitați-vă la predicat, chiar dacă nu vi se cere, și imediat după ce ați localizat predicatul, puneți întrebarea cine, să găsiți subiectul. Celelalte cuvinte sunt atribute și complemente. Au mers este predicatul. Cine au mers? 22. Subiect în nominativ. Am stat la mare 3 zile, iar în a patra am plecat. În a patra, se înțelege că în a patra zi am plecat. Când am plecat? În a patra, circumstanțial de timp. În acuzativ. Iar aici am stat la mare 3 zile. 3 are valoare, se acordă cu zile, are valoare adjectivală și este atribut. Atribut adjectival. 5. Am mers la al treilea. Predicatul a mers, cine a mers? Eu. Subiectul este neexprimat inclus de persoana întâi, eu am mers. Unde am mers? La al treilea, circumstanțial de loc. Desenează ca primul. Desenează predicatul, cine desenează el sau ea, subiect neexprimat, subînțeles de persoana a treia. Cum desenează? Ca primul, circumstanțial de mod. Mă gândesc la trei dintre ei. La trei. Mă gândesc cine mă gândesc eu. Predicatul este mă gândesc, subiectul este neexprimat inclus, pentru că e la persoana întâi. Observăm aici și structura aceasta, construcția reflexivă. La cine mă gândesc? La 3. Complement prepozițional. L-am văzut pe al doilea. L-am văzut e predicatul, pe cine am văzut? Pe al doilea, complement direct. Și subiectul îl localizez și pe acesta, mă gândesc la el, cine eu? L-am văzut neexprimat inclus. I-am dus cărți primului. Eu, subiectul, predicatul am dus. Cui am dus? Primului. Dativ, complement indirect. Și ultimul enunț, ideile primului mi-au plăcut. Ale cui idei? Ale primului. Am pus întrebarea substantivului, înseamnă că este atribut în genitiv. Ale cui idei? Ale primului. Aceasta este discuția și despre numeral. Atenție la numeralul cu valoare pronominală, pentru că aici puteți să aveți diferite funcții sintactice. Puteți să aveți de asemenea un exercițiu, exercițiul acela de construit enunțuri cu diferite cuvinte care să îndeplinească diferite funcții sintactice. Țineți minte că numeralul cu valoare pronominală, pronumele și pronumele au aceleași funcții sintactice, acestea două, ca și substantivul. Da? Și le gândiți în același fel. Dacă numeralul cu valoare adjectivală nu este pentru examen, s-a scos din materia de examen, deci aveți numai numeralul cu valoare pronominală. Cam asta e la numeral. Nu e greu deloc. Ați văzut și la adjectiv, e simplu. Trebuie doar să fiți foarte atenți. Exersați însă funcțiile sintactice. Și pentru asta vă puteți, fie vă uitați la exercițiile din manual, dacă mai aveți manualele de clasa a șaptea, a opta, fie pur și simplu vă luați un text în față, sigur aveți orice text, și începeți să analizați cuvintele. Cuvânt cu cuvânt și vă întrebați ce valoare morfologică este cuvântul acesta, ce funcție sintactică îndeplinește. Uitați-vă foarte atent la cuvinte, la relațiile dintre ele. Dacă aveți de-a face cu o frază, v-am spus și data trecută, întotdeauna despărțiți, vă rog, fraza în propoziții, pentru că altfel greșiți foarte mult. Despărțiți fraza, cel puțin să puneți să puneți bare, să evidențiați care sunt propozițiile. Și cuvintele se analizează în propoziție, nu în frază. Separați fraza în propoziții și apoi vă gândiți la partea de vorbire, la caz, la funcție sintactică sau orice altceva vi se cere la acel exercițiu sau orice altceva vreți voi să identificați. Vă ajută și repetarea teoriei, dar vă ajută foarte, foarte mult și exersare. Să treceți prin cât mai multe exerciții. Și dacă aveți întrebări sau dileme, aștept oricând întrebările voastre în comentarii. O să organizez și a treia lecție de recapitulare la gramatică cu celelalte părți de vorbire care au mai rămas, pentru că mai avem câteva de recapitulat. N-am discutat despre interjecție deocamdată, articolul, conjuncția și prepoziția și conjuncția, prepoziția, acestea le-am atins puțin atunci când am discutat raporturile sintactice, dar le vom relua într-o lecție separată. Mult succes în pregătire, mult succes în exerciții, mult succes la simulările pe care sper că le dați în perioada aceasta, prin care exersați, mai ales organizarea timpului la examen. Încă o dată,
Vă sfătuiesc să îmi trimiteți orice întrebare în comentarii și voi răspunde cu prima ocazie la toate întrebările voastre. Până data viitoare, numai bine vă doresc!